Solid Radio. Ce în și în căpușă, cu Cosmin bușă, la Gold FM. Invitație la vals, la miezul zilei. Sorin Roș Castănescu, în direct cu noi, la televizor, îl puteți vedea din frumoasa sufragerie unde alege să-și înregistreze și Pastilele și de unde participă cel puțin la emisiunea asta la alte emisiuni l-am văzut și în alte decoruri. Sorine în paș de val, te am recuperat la emisiune. I Ai speriat pe toți prietenii comun te-au bombardat cu telefoanele. Dacă eu i-am speriat, îmi cer scuze că i-am speriat, dar nici tu nu mi-ai zis că pleci și am intrând în pană, am spus că o să te găsim. Dar eu după aia am început să dau mesaje unor prieteni comuni fiind în emisiune. Erai bine sănătos. Poți să spui și unde, putem să spunem, devoalăm sau nu devoalăm? Vă cer scuze tuturor. Am fost în Egipt, în Marea Roșie, cu băiatul meu și cu nepotul <coughs> și a trebuit să particip alături de ei la scufundări. Am fost asigurat că am acolo toate mijloacele necesare pentru a putea intra în direct cu cu voi, dar nu s-a întâmplat așa și nu am avut nici posibilitatea să vorbim măcar mai târziu, după câteva ore. V-am cerut scuze, dar nu și ascultătorilor și telespectatorilor prin mesajele pe care ți le-am trimis. Îmi cer scuze, asta dar a nu, fost. Dar nu e vorba despre scuze, numai că eu le-am explicat și celor care mă ascultau în momentul ăla cât ești tu de precis. Și atunci, adică ești chiar foarte precis și ești un om care nu ratează e, nici o întâlnire și nici nu întârzie și atunci probabil această combinație în care eu îi asiguram de e, precizia ta plus faptul că nu te găseam a generat puțină sperietură pe la... Acum e... îți cer și eu pus o confidență. Ai pus-o pe Corina Chiriac pentru mine? Știi ceva? Bun, acum n-am pus-o pentru tine, dar ceva știam. Dar să știi și de ce am pus-o, pentru că de seară la emisiunea lui Rifai, la 40 de întrebări, fac o mărturisire. A vrut să mă prindă cu o întrebare, că am zis eu nu știu unde, că am fost îndrăgostit de o divă înainte de 89. Dar eu eram puștan, aveam 14-15 ani și i-am mărturisit numele divei și diva era Corina Chiria, care a avut la Clubul Muncitoresc din Câmpia Turzii o apariție senzațională și, într-adevăr, peste mulți ani de zile când am întâlnit-o pe Corina, i-am mărturisit că în adolescență reprezenta așa un soi de ideal feminin pentru mine și acum te las pe tine cu continuarea apropo de faptul că tot ai incitat ascultătorii. E, tu n-ai fost un îndrăgostit adevărat, eu am fost. Știu, eu, eu știam, dar nu m-am permis să spun asta. El, am fost coleg cu ea de clasă, da. am iubit două fete în Liceu, am, a fost, am fost performant, două fete am iubit și una dintre ele a fost uh, Corina Chiriac. Uh, vezi că s-a întrerupt, uh, s-a întrerupt, sonor... gata, cred că a revenit sonorul acum. Da. Uh, partea Toare este că uh, nu am știut, deci fiind prieteni foarte bune, avem foarte multe fotografii împreună și așa mai departe din... Uh, liceu. Eu nu am știut până când nu s-a terminat liceul cât talent are ea în muzică. Și atunci m-a invitat la, la, ea acasă, stătea undeva la intrarea spre drumul taberei, pe stânga, într-un bloc. Și țin că avea un covor persan, eu m-am întins pe covorul persan și ea a cântat, mi-a cântat la pian și a rămas uluit. Nu sunt eu nu am eu mare ureche muzicală, nu am mare cultură muzicală, dar tot m-a zăpăcit și mai rău decât eram zăpăcit când, când am auzit-o cât de frumos, când i-am mărturisit că eram îndrăgostit de ea, nu atunci, nu anul următor, ci vreo 30 de ani după. Eu știam povestea asta, îți mulțumesc că ai povestit-o ascultătorilor. Mai ai povestit odată când te-am vizitat și am băut un spirit și am tot discutat de una, dar cred că de cu vreo 15 ani în urmă s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar uite, dacă tot suntem la capitolul confidențe sau coincidențe, uite, am fost îndrăgostiți amândoi de Corina Chireagu, eu de la depărtare, nici nu nici am atins-o vreodată. Am văzut că și e, amicul nostru Adrian ăsta se posta din e, Egipt și e, probabil mulți dintre prietenii noștri comuni au făcut legătura că v-ați găsit acolo. Da, am e, fost în aceeași perioadă, numai în locuri diferite. Repet, eu am fost la scufundări, el a fost la, la plajă, el a fost mai burghez, mai comod, eu am fost ceva mai, mai sportiv, e, Împins, îmboldit de băiatul și de nepotul meu, a trebuit să merg cu ei. Băiatul avea deja testat de scufundare, nepotul și-a luat cu ocazia asta, deci ne-am făcut cu totul altceva și nu ne-am întâlnit nici pe avion măcar, deși am plecat în acea zi și ne-am întors în acea zi pentru că am avut avioane diferite. Din păcate, am vorbit cu el însă la telefon în perioada asta. Da, atâta le mai spun apropo de sporturile pe care le faci. Sorin, acum mulți ani, ne-a nebunit pentru că în ziua în care îi se năștea un copil, s-a dus să sară cu parașuta. Și ne anunțat dinainte... Să mai sară o cu parașuta. mai sară cu parașuta. Și ne-a anunțat dinainte că el așa va trece peste emoțiile zilei respective, Sărind cu uh, parașuta. Uite, acum mi-am amintit când ai vorbit despre scufundări. Hai să trecem la parașutele din politica românească. Ai, uh, ai pierdut o știre foarte importantă, Te rog. dar erai, uh, ești cauționat pentru că era în uh, direct. Da. Uh, e un adevărat război în Parlament cu uh, Diana Șoșoacă, care n-a fost primită în comisie. Și a băgat piciorul uh, între ușe și canatul ușii, i-au prins piciorul, au rănit-o uh, cu stricăte și cu scandalul de rigoare, a reușit să pătrundă Și după ce a pătruns, membrii comisiei au părăsit uh, încăperea și a rămas să aștepte uh, poliția, pe care a chemat-o prin 112, întrucât a fost uh, brutalizată și asta în sine ar putea să fie... Nu neapărat pentru noi doi, dar în general un subiect de dezbatere. Cât ai este... dreptul să blochezi libertatea unui parlamentar? Că libertatea unei cetățean încă a lămurit cum se blochează. Dar cum, cum poți bloca și în ce mod, prin niște funcționari până la urmă, libertatea unui parlamentar de a se mișca și de a uh, se exprima? Dosarul s-ar putea să fie de ultraj, Sorin. Eu îți reamintesc, și tu ai fost parlamentar și eu am fost. Momentul în care se acționează fizic împotriva unui parlamentar, dacă este atins, dacă este împins, dacă este lovit, cu atât mai mult, aia se încadrează la ultraj. Dar, în afară de asta, sigur, semnificația ar fi un soi de complicitate a lor împotriva lui Diana Șoșoacă, care... Plăcută sau neplăcută, de către unii sau de către alții, este foarte ofensivă și denunță pe bandă rulantă fel de fel de excese. Ceea ce să știi că uh, foștii colegi din AUR, ca să luăm doar că celelalte partide sunt anesteziate cu toate, nu prea mai fac. Deci este evident că a fost o izbucnire nervoasă împotriva Dianei. Să și știți și că, că ea zguduie, E, pentru noi e important. Uh, dar ea îi pe uh, aleșii uh, sau desemnații uh, neamului nostru mult mai puțin decât s-a întâmplat uh, foarte recent în Germania, când uh, și a, a fost chiar pe Gold FM o emisiune extraordinară, o dezbatere, așa cum n-am mai văzut de mult, uh, uh, inițiată de uh, prietenul meu, de Golban. Uh, la care a participat sau subiectul principal acestei dezbatere a fost un magistrat foarte cunoscut în Germania, de la secția penală a tribunalului din Berlin, și care a acționat statul german la Curtea Constituțională pentru faptul că au restrâns libertăți fundamentale ale omului. Iar modul în care a explicat Felul în care s-a produs acest viol asupra drepturilor omului, pentru mine a fost extrem de locvent și se potrivește, am și dezvoltat această Stop. temă în analiza mea de azi, se potrivește extraordinar cu ceea ce se întâmplă în, în România. Te-am citat. Adică, uh... în esență, în esență uh, ei invocă autoritățile invocă protecția sanitară, care este un drept fundamental al omului, apărat într-adevăr de Constituție, dar în virtutea acestei protecții sanitare i-au anulat sau au restrâns toate celelalte drepturi, care sunt vreo 50 uh, garantate de Constituție și nici protecția sanitară nu o asigură decât, sau zic o asigură, decât pe zona, hai să zicem, COVID. Dar în rest, o să-i rog pe colegi să reia emisiunea. Eu am ascultat mai mult de jumătate din este ea. Este absolut duminică. senzațional. O să-i rog să reprogrameze în această săptămână, în zona vineri-sâmbătă și o să anunțăm chestia asta public. Dar oricum, cei care doresc să o asculte o găsesc pe YouTube, la Radu Golban, Gold FM, pentru că a fost pus acolo. Eu i-am recomandat uh. și lui Claus Iohannis să o ascultă, că e și în limba germană. Poate, dacă da, poate nu înțelege... înțelege mai bine nuanțele în germană. Da. Da, am văzut cu țopăiala pe Constituție. Chiar, ce ironie, să, cum s-a legat de el de termenul țopăit, îți dai seama că nu are nicio legătură nici cu, nici cu sa și nici cu Sibiu. Eu n-am auzit pe nimeni, nevastă mai din Sibiu, dar n-am auzit pe nimeni să folosească termenul țopăit pe la Sibiu, pe acolo. Probabil un consilier. Un consilier, da. Vr un -un consilier de tenis. Poate că antrenorul de tenis al doamnei Vecere, da, Marius, Marius Vecerda, celebru Marius Vecerda, care a fost și antrenorul lui de tenis acum în București, nu mai joacă tenis, domnul Iohannis joacă golf, se tot întâlnea cu Tavi Hoandră când Tavi Hoandră stătea în București, se întâlnea cu Tavi la clubul diplomatic, îl saluta pe Tavi doar de la distanță, dacă, mă rog, dacă Tavi făcea vreun semn cu mâna, deși au fost amici buni înainte, Servus, Tavi, și la revedere. Nu i-a dat un suc, o prăjitură, o cafea niciodată. Tavi, deci, să uitat ei la nu el. cred că Tavi, a agrea foarte mult vreo prietenie cu. El uh, -a, a amenajat seri. tot timpul, nu, n-a grea prietenia, dar l-a amenajat tot timpul și el tot întrebam că, sigur, avea libertate. Tavi este prieten și cu mine și cu tine și nu se pune problema vreunei cenzuri, nu s-a pus niciodată problema, dar îl mai întrebam din când în când. Zic, cel tot o colegi, mă pe mă lai mare ăsta de Iohannis. Odată nu l-ai criticat și tu, domne, ce se fac? Am stat cu el la masă, Cardeleanu, știi? Am, da, am avut același dialog cu el și adevărul că și eu am aceeași uh, psihologie, de aceea mă feresc uh, în ultima vreme, în ultimii ani, să mai stau uh, la masă cu politicieni, tocmai pentru a nu fi silit să-i pentru că după aia am așa o rezervă. Cu toți avem asta și să simte, adică nu mai nu poți să stai la masă cu un om, îți pune confidențe, spune fel de fel de lucruri, bei și un șpriț și după aia faci o prostie, tragi un ciocan în cap, că nu înțelege. Dacă ar fi oameni care înțeleg, ar fi altceva. Cu cum ar fi Azi... cu Sebastian Vlădescu, de pildă. Iată, cu el n-am stat la masă, deci da. pot să-mi permit uh, să spun acum că. Uh, Te rog, că e unul din subiectele zilei. Că medist me uh, societatea care asigură. Sau ar fi trebuit să asigure mentenanța pentru uh, acele mari instalații de oxigen Care nu au funcționat și care au condus la decese uh, Îi aparține îi aparține lui și familiei sale Nu știu dacă nu cumva și instalațiile Dar în orice caz, mentenanța uh, cade în responsabilitatea firme pe care el o are și eu sunt foarte suspicios atunci când uh, aud de mari politicieni, oameni care au fost miniștri finanțelor, membri ai finanțelor, membrei unor guverne, care brusc devin mari oameni de afaceri după. după ce. Eu cred că spune. Sebastian a fost și în timpul. Dacă. Uh, cred că a fost și în timpul mandatului un mare om de afaceri. Uh, nici eu nu-l nu cunosc uh, bine, dar. Eu, când am văzut asta, de fapt, când am văzut aseară evenimentul ăsta tragic, cum a izbucnit dintr-o dată în urma e, de, și de subiectul pe care vreau să-l discutăm, în principal, în urma înfrângerii în fața rezerviștilor, pentru că așa consider eu că ieri a avut loc o înfrângere a activilor în fața rezerviștilor, dacă asimilăm rezerviștii cu oamenii din jurul col de -a care au potențat USR Plus, care au fost în afaceri cu unchiul lui Voiculescu și sunt în afaceri care sunt în legătură cu corporațiile și sunt cei care susțin USR Plus, deci au avut o victorie. Eu când am văzut asta cu defectarea și cu un eveniment atât de dramatic de genul colectiv care se întâmplă, n-am putut să nu mă gândesc și la o, un contraatac al celor care au pierdut meciul ieri în timpul zilei ca să revină către seară să nu vorbesc cu păcat, Doamne ferește, dar așa m-am mirosit după aia de dimineață când am fost această informație legată de Sebi Vlădescu sau o firmă pe care o controlează prin intermediari. Mai tare m-am gândit, trebuie să recunosc, dar nu aș vrea, pentru că fiind o chestie cu morți, fiind o chestie cu victime, n-aș vrea să mă duc cu speculațiile mai departe, adică ce vreau să zic? Că au mai întors o dată roata pe scandalul împotriva lui Voiculescu pentru că au luat o înfrângere la masa de negociere politică. Asta, de fapt, vreau să insinuiesc ca să nu mai tot. Eu frângesc. însă cred că nu tot ceea ce se întâmplă grav în politica de la București este efectul unor sofisticate jocuri pe tabla de șah politică. Cred că este și foarte multă prostie. Dar dacă e să mă întrebi, pentru că am și eu un da. scenariu în cap, te rog să spui că oricum te-aș întreba. Mai degrabă îmi imaginez că este un fel de amor pervers, o dragoste sau gheboasă, depinde din ce direcție o privești, între uh, Câțu și Voiculescu, între Penele și USR cu alte cuvinte. Eu cred că lui Câțu îi convine de minune faptul că Voiculescu, prin tâmpenile zilnice pe care le face, ca să mă exprim elegant, se transformă într-un paratrăsnet al supărării și mâniei populației, astfel încât fulgerele să ferească cât de cât Guvernul și PNL-ul. Și la chestia asta cred că chiesează și uh, Orban. Pe de altă și în cealaltă parte, cred că uh, useriștii, cu Voiculescu, cu Barna și așa mai departe, uh, încearcă să câștige capital politic făcând uh, opoziție în interiorul puterii. Câștigi, într-adevăr capital politic pentru că nu se prinde populația sau o bună parte din populație nu se prinde de faptul că tu de fapt stai sub pomul cu roade al puterii și în același timp critici puterea. Dacă critici suficient de mult puterea fiind la putere poți păcăli o parte din păcate din electoratul. Dar asta presupune Aici, sigur, nu vorbim de câți, el nu este în stare de asemenea sofisticării. Asta presupune faptul că ar fi asistat de către niște oameni mai sofisticați, Cât în sine, ca uh, prim-ministru, și apoi, dacă venim și suntem corecți și spunem că doar după ce Claus Iohannis s-ar fi opus demiterii lui Voiculescu, acesta n-a mai fost ieri, să bănuim că există sau consultanți comuni care ar trebui să fie externi sau același gen de consultanți care îl asistă și pe Claus Iohannis și l-ar asista și pe Câțu, că din mintea lor nu poate să iasă așa ceva. Sorine, eu l-am cunoscut pe Câțu ăsta, scuză-mă, nu vreau să-l critic așa gratuit, că are funcția de prim-ministru, dar e slăbuț, slăbuț, slăbuț. Dar amorul, amorul pervers nu trebuie să fie neapărat organizat, el poate fi pur și simplu instinctiv. Poate dar, că da, da. instinctiv, ca să o iau de sus în jos, Claus Iohannis a simțit că divide timpera îi aduce foloase, că e bine să slăbească, să fragilizeze ambele tabere, astfel încât el să poată să facă jocurile, să apeleze la el mereu pentru a fi balanța bunei înțelegeri, la fel ca și udmr Că și eu de mereu joacă rolul de balanță aici și bine face, eu înțeleg. La rândul lui, Orban ar trebui să fie mulțumit că înjurăturile se duc în altă direcție, deci alunecă cumva pe lângă PNL și se duc către Voiculescu, iar USR-ul își rezolvă problemele în sensul creșterii electoratului, pentru că făcând această falsă opoziție, că vezi că Voiculescu nu face doar neghiobii, el a, iese la declarații și lansează niște acuzații foarte grave. Sigur, unele se întorc ca un bumerang împotriva lui pentru că omul e dar în linii mari, electoratul USR nu a avut de suferit în această perioadă. Electoratul care a avut de suferit conform sondajelor e al PNL-ului. Bine, hai să uh, se mai și distreze oamenii pe o discuție serioasă, să te întreb de doi fiind de tăi care au avut atitudine Primul fiind, mă rog, chiar înaintea, e chiar primul dintre cei doi, care a, a doua e o, e o doamnă. Deci, primul e Rareș Bogdan. Și ce ne facem cu Rareș Bogdan? Pentru că iarăși a ridicat pentru 48 de ore steagul luptei, a venit, a zis, nu s-a mai dus la Bruxelles, a anunțat pe toată lumea că participă la ședința coaliției cu scopul de a da de pământ cu Raed Arafat și cu Vlad Voiculescu și după ședința coaliției rare și uite și au trecut 24 de ore de ieri și până astăzi, n am mai zis nimic. Nu-l anunță și pe el cineva sau îl folosește în continuare Iohannis pe number one al lui pentru ca să poată să iasă strategiile în accepțiunea pe care tu o dai mai departe gesturilor lui Iohannis. Rarel Bogdan demonstrează că este un adevărat politician, că a ieșit de sub influența care nu era nefastă, ci era benefică, dar era alt tip de acțiune de sub influența presei și acționează ca un politician. Așa trebuie să facă un politician. Iese la atac, apoi face o retragere strategică și își consolidează treptat poziția. În definitiv ceea ce a spus Rareș Bogdan a fost foarte corect da. și a fost atât de corect și atât de dur încât l-am văzut că a suferit și atacuri personale la fel de dure din partea unor analiști redutabili. Nu vreau acum să e număr. Nu da, da, am observat cu toții. Întotdeauna vedem contrareacțiile Asta la... Asta înseamnă că ceea ce spune el are greutate și contează. Acum, de ce se retrage? Sigur că da. Fără explicație. De ce se retrage? Fără explicație. Să spună, domnule, eu am vrut, dar uite, nu s-a putut. El nu poate să vină și să explice opiniei publice faptul că poate primi un telefon de la Iohannis și că Iohannis îl mai trage de lesă puțin. Pentru că, până la urmă, stăpânul jocurilor, până una alta, la nivel înalt, este Claus Iohannis. Chiar dacă uh, judecă ca un dulap, chiar dacă se mișcă ca un uh, robocop și așa mai departe, totuși el este stăpânul uh, jocurilor cu sau fără consilierii lui. Uh, având o relație privilegiată, foarte apropiată cu Rareș Bogdan, probabil că își permite să. Îi mai atragă din când în când atenția Deci eu cred că lucrurile sunt simple Rareș Bogdan reacționează că, ca un om de cultură, ca un om de bun simț, ca un politician responsabil Atunci când vede asemenea derapaje și apoi e urecheat ușor, cu grijă, de către președintele Claus Iohannis Cu grijă să nu se supere, să nu cumva să caute să... Deci, consolidezi aripa asta, din partid. Dar ar mai trebui să-și luce în cap și părareș Bogdan. Asta ar mai lipsi lui Claus Iohannis. Da, și-a urcat-o în cap oricum pe uh, Dana Budeanu, la ea mă refeream în al doilea rând, uh, care Dănuța nu îl slăbește pe Claus, uh, dar așa, uh, cu tactică și uh, când e cazul, dar oricum nu. Nu se lasă să nu-l ironizeze. E foarte puternică, foarte bine face că face așa. Are o influență mediatică uriașă. Și, într-adevăr, ea nu are niciun fel de interese politice. Și atunci poate să spună e mult mai liberă decât e Bogdania. E liberă, la fel cum sunt și eu liber, cum e și tu liber. Așa e. Eu am și lăudat-o că s-a consolidat financiar și a și consolidat independența, a făcut o treabă unică în presa românească și a făcut o aplicație pe bani de unde și-a făcut rost de fondurile necesare ca să poată să trăiască, ca să poată să creeze cât mai poți să câștigi din modă. Ea este o mamă care crește singură cele două fetițe. Și asta a fost un proiect de succes de făcut și pentru alții care ar dori să-și păstreze independența, să nu fie speculați că ar lua bani de la terți. E, Dana Budeanu, pe acest subiect, tot pe acest subiect, că te aduc înapoi acum la uh, Coldea, uh, a făcut și o postare aseară, uh, de fapt a făcut un verdict în care nu numai că explică încă o dată pe înțelesul tuturor uh, cine este Coldea, dar readuce ceea ce, mă rog, noi tot colportăm de atâția ani de zile, că în spatele Uniunii Salvați Bucureștiu, al unui Dan, că în spatele USR-ului, în spatele guvernului Cioloș de atunci, așa mai departe, a stat Coldea și rezerviști. Ea nu insistă pe rezerviști, vorbește doar despre Coldea, asumând, la fel ca întrebarea mea inițială, faptul că acest Coldea ar avea o victorie de etapă. Și acum rugându-te să dezvolți ceea ce vrea să spună Dan acolo sau să comentezi sau să nu fii de acord, indiferent, aș vrea să te invit să te și duci mai departe cu raționamentul să vedem dacă această Victorie, ce mă atribuim deocamdată USR plus în interiorul coaliției vedem Coldea fără Coldea. Este o victorie cât o înfrângere. Ca să adică apropo de ce urmează după această victorie de care s-ar bucura ei. Deci Coldea, rezerviștii și factorul extern, ca să înțelegem. Corect în func pe ce trei. Acest stă pe trei picioare. Picioare. Da. Este o victorie dacă este un război. Dacă este însă un. Amor pervers sau un amor ghebos, uh, ipoteza mea, atunci nu există de fapt un război, ci e doar o simulare de război și atunci nu există nici uh, victorie. Uh, eu uh, consider că dacă Vlad Voiculescu nu a fost dat afară în această săptămână din guvern, după declarațiile până la urmă belicoase ale premierului, care a spus că are dreptul să facă, să dragă și așa mai departe, după, după o serie de declarații ale unor uh, fruntași uh, PNL, aceasta nu este, după opinia mea, o înfrângere a PNL-ului, ci este uh, o modalitate de a duce acest uh, tango, de a, această lambada, de a o duce uh, mai departe în folosul ambelor părți. Deci, în acest context, eu nu pot să comentez o victorie sau un insucces al lui, al lui Coldea, pentru că nu cred că suntem în acest joc. Cred că suntem într-un alt joc foarte simplu, care a fost practicat în ultimii 30 de ani mereu. Totuși să știi că eu m-am uitat cu atenție la cât de tare s-au ambalat unii oameni din presă, nici eu nu le dau nume, care cărora eu le cunosc maneta. Uh, și eu pot să mă ambalez și tu poți să te ambalezi, dar cei care ne cunosc știu foarte bine că la noi nu e cu manete, e complicat și mai sunt încă câțiva foarte puțini. Ne ambalăm ca așa credem sau dacă ne enervăm, asta e, ne ambalăm. Cei care se ambalează la comandă, eu i-am observat cu atenție și știu și eu și știi și tu. Uh, vorbesc despre cei care sunt în solda serviciilor, nu a rezerviștilor. Și au dorit foarte mult, în ultima săptămână și au făcut fel de fel de jumbuș lucruri și împotriva lui Arafat și împotriva lui Voiculescu, lucruri evidente corecte. A fost o abordare editorială corectă, adică chiar așa trebuiau să fie lucrurile, numai că s-au apucat de ele acum. Ceea ce mi-a spus mie, apropo și de articolul pe care l-am citat, Raed Arafat, agent extern, Tachel de dea la MI6, eu pot să mă gândesc și la Mossad sau chiar și la CIA, nu contează, dar, apropo și de agenți externi, că serviciile noastre secrete au început să aibă o mare problemă Și cu Vlad Voiculescu, care e un pretext bun pentru că săracul nepriceput, vai de capul lui, se încurcă Dar mai ales cu Raed Arafat, adică lui Raed Arafat pare că i s-a apropiat funia de par Și asta, ți-o spun și repet, prin prisma ofensivei Împotriva lui. Sigur că am văzut și oameni disperați să-l uh, apere, da, pe baza unor uh, relații de altă natură sau de apartenență la același serviciu secret, ca să uh, o luăm altfel. Ce zici de asta cu Raed? Ce eu zic că dacă eu aș fi în locul lui Eduard Helvic, șeful celui mai important serviciu secret din România, și care păstorește uh, asemenea întâmplări interne, și aș vrea să nu implic serviciul și aș ține cu dinții să implic cât mai puțin serviciu secret în asemenea operațiuni care ies din sfera lui de activitate și sunt de poliție politică, aș lăsa această confuzie să plutească. Deci n-aș încerca sub nicio formă în locul lui Helvic să fac să dispară această stare de de confuzie. Nu este o confuzie creată de SRI. Nu SRI răspunde pentru uh, această confuzie. Nu SRI e responsabil pentru toate scenariile care se uh, vehiculează în societatea românească și la nivelul lumii politice. Deci nu SRI trebuie să uh, uh, facă prima mișcare. Uh, deci așa văd, uh, așa văd lucrurile. Deci eu nu le văd uh, în continuare, spun. Din direcția Serviciului Român de Informații, nici a lui Coldea, nici a rezervișilor, deși am lucruri și mai rele de spus decât. Le Ai putea și să spus multe dintre ele. Da, da, despre toți aceștia, dar în această afacere, din interiorul puterii, din interiorul guvernării, sigur, care ne costă imens pe noi, pe cetățeni, nu cred că sunt foarte implicați. Eu cred că sunt foarte șocați la rândul lor și Coldea și rezerviștii, pentru că de atâta tâmpenie n-au avut parte în toată experiența lor, mai puțin sau mai îndelungată. Și în final te-aș întreba așa până săptămâna viitoare. Crezi că durata de viață a coaliției se menține în niște parametri care transced acest an și se află în mâna lui Iohannis sau, din potrivă, criza este mare și această coaliție mai reziste doar din pricina factorului extern care are mare interes să păstreze în interiorul guvernării USR+. După opinia mea este exclus ca această coaliție în formula existentă să dureze pe întreg parcursul acestuia. Deci nu exclud deloc posibilitatea unor remanieri care evident îl vor viza pe Voiculescu și vor viza și alte persoane Și nu exclud nici posibilitatea unui guvern minoritar PNL, UDMR și susținuți de parlamentarii altor naționalități decât cea maghiară și de alte, alți senatori și deputați neafiliați unor partide și cu diverse înțelegeri de program cu PSD-ul și chiar cu USR-ul și chiar cu Aurul. Deci nu văd de ce n-ar merge înainte, prost cum merge, dar de ce n-ar merge înainte această căruță a pnl -ului. Iar factorul extern în acest caz ar fi unul diminuat, nu ar fi atât de multilateral, pentru că acum avem un factor extern care Sălășiește și pe la Berlin, și pe la Paris, bineînțeles și pe la Washington sau pe unde mai are Soros fel de fel de filiale puternice. Ar, ar fi un factor diminuat în extern, în accepțiunea PNL plus UDMR? De, de ce ar fi factorul extern interesat de o guvernare, oricum ar fi ea, care să fie și puternică? Din potrivă. Factorul extern este... Interesat de o guvernare uh, fragedă, fragezită, da. uh, penetrată. Și nu mai, nu mai vrea să se întâlnească niciodată cu vreo construcție politică la care a participat numită USL. Da, USL, pentru, USL, nu USL. Pentru că acea construcție politică era uh, atât de puternică încât putea genera uh, o nouă Constituție care să apere interesele națiunii române mai bine, putea genera o nouă organizare administrativă a României și un nou sistem legislativ. Pare bine că am atins și acest punct, pentru că eu am considerat USL-ul și l-am și comentat ca fiind o emanație pozitivă a factorului intern, pentru că tot timpul facem diferențierea între factorul extern și factorul intern. Factorul intern a făcut și el un lucru bun care și cu sprijinul lui George Maior și al lui Victor Ponta a fost demolat despre asta. Așa să discutăm într altă perioadă pentru că a fost foarte apropiat de Crin Antonescu și l-a ajutat mult în acea perioadă. Nu te-a ascultat cum ar fi trebuit și s-a întâmplat ce nu ne-am dorit niciunii da, dintre să, noi. Dar abia aștept să discutăm despre cum a fost demolată exact. această majoritate puternică, pentru că dacă nu învățăm din modul în care a fost demolată, nu vom reuși să dăm soluții nici pentru viitor. O să am și eu contribuțiile mele, o să te surprind. O să vezi că am lucrat și eu cât am putut să o țin unită din poziția pe care o aveam și era destul de influentă, și știu că și tu ai făcut același lucru. Sorin roș Castănescu, care n-a fost în Egipt cu Adrian Năstase a fost cu băiatul și cu nepoțelul și a făcut cu fundări dar a fost îndrăgostit ca și mine de Corina Chiriac și tocmai pentru acest lucru, încă o melodie cu Corina Chiriac pe care te rog să o savurezi acolo din frumoasa sufragerie e, și de seară să la emisiune să vezi un thriller de e, intelligence a, o să vorbesc foarte mult și de fostul meu prieten și de prietenul tău, Sorin Ovidiu Vântu, dar și despre alți oameni. Multe întâmplări de acolo le știi, dar nu pe toate ți le-am povestit, așa că o să fii surprins. Numai bine mulțumesc, nu mai bine. Corina, Chilea. Ce inguseii în și încăpusa.